Așa, Suntem aici sub un Focus 2 break cu gaz. Vedem pe aici țăvile de gaz care se duc în față. Și am făcut o mică intervenție, am schimbat arcuri, telescoape și bilete antiruliu. Opa, bilete antiruliu. Da. Am avut o surpriză neplăcută la, la mașina asta și am găsit un șurub nestrâns pe aici, pe undeva la brațul ăsta, șurubul de aici era nestrâns. Norocul a fost că e apărătoarea de la telescop și asta mai ținea șurubul să nu cadă și brațul să nu pice jos. Roata din partea asta era un pic ieșită în afară. Zic, mă, cine știe, s-a dus geometria, cine știe ce naiba s-a întâmplat. Când colo, noi când am umblat de am schimbat, că noi am dat jos puntea asta spate, am schimbat toate bucșile, am luat chit de reparație și am schimbat toate bucșile, la toate brațele ăștia, că sunt complicate. Și am zis ca să nu dăm foarte mulți bani, fiind brațele în stare bună, mașina asta e de Italia, după cum observați nu are rugină deloc, da, că așa sunt mașinile de Italia. Uh, am zis, bă, dacă tot sunt toate în stare foarte bună, dăm jos, schimbăm bucșile și îi punem la loc și am economisit foarte mulți bani așa. Deci cred că era, kitul de brațe complet, cred că era numai ținut 1500 de lei și așa chitul de bucși a fost 300 de lei. Deci a fost economie serioasă. Bine, am muncit doi și o zi, dar asta e. Da, sunt schimbate și bucșele la bara stabilizatoare și acum achitu de bielete. Bieletele ăștia practic sunt niște șuruburi cu niște bucăți de plastic pe ele. Da, na, așa este de fabrică. La alte focusuri, de exemplu, mai am un focus în cinciuși. Focusul în are un pivot aici. Deci are bucșe în partea de sus și pivot în partea de jos. La asta vă că au schimbat, cine știe, cum au echipat, așa au echipat. Oricum, mașina asta, fiind ediția asta ciudată de Italia, dacă o cauz după serie, spune că poate să fie ori focus făcut în Rusia cu suspensie variabilă, ori reglabilă pe spate, mă rog, ori de asta de Italia cu GPL. Și a fost făcută geometria pe spate ca și cum ar fi da, cu suspensie reglabilă. Și e un pic ciudată geometria, o să mai facem noi geometria odată, da, zilele următoare. Și acum suntem la finalul lucrării. Practic, telescoapele, avem problema la telescopul din partea asta. Acum e cel nou pe mașină, da? o să-l vedem pe cel vechi, pe aici, pe jos, pe undeva. Telescoapele, știți că e chestia aia, domne, dacă nu e curs telescopul, e bun. Nu vă uitați că sunt murdare de ăsta, că ăsta e spray de gripant pe care l-am dat eu ca să le desfac. Practic, telescoapele sunt... erau ok, nu erau curse, dar unul dintre ele avea o bucată de cursă degeaba. Cu riscul de a mă murdări, să vedem. Nu, asta cred că e el bună. Ia. Ba nu, asta e el rău. Deci vezi, uite, bucata asta de cursă, uite cât de ușor se duce, da? Bucata asta de cursă era degeaba și asta era exact, practic, unde lucrează el toată ziua, la, la, prima parte a cursei. Uite, vezi, restul telescopului e ok, de-abia pot să mă las pe el. La 105 kg de-abia pot să mă las Într-adevăr, el e un telescop îmbătrânit, vezi că el iese greu de aici. Ar fi trebuit să iasă puțin mai repede, da, Totul, eu te rog, vezi, restul telescopului e ok, dar partea asta a cursii nu mai e bună de nimic. Uite, este încet, încet, hop, repede o bucată. Asta era problema cu mașina. Mașina se comporta ca și cum n-ar fi avut telescoape, practic făcea așa. Când dădea într-o groapă, mai, mai, făcea puțin. Ne mai fiind amortizoare, că ele practic amortizoarele zice, da? Să amortizeze șocul ăla, făcea așa. Ăștia sunt arcurile vechi, am zis să schimbăm și arcurile dacă tot ne-am apucat arcurile, încercăm să găsim cod de culoare pe ele, da? vedem dungilele a 3 de acolo și după aia când ne uităm în programul de arcuri, acolo ne spune pentru varianta nu știu care trebuie să aibă verde, galben, albastru sau mă rog, cum e combinația la fiecare mașină și o să găsim într-un tabel că putem să-i punem mai groase, mai subțiri ăștia sunt arcuri mai scumpe cu spire variabile se vede că aici e spira subțire la început și la mijloc e spira foarte groasă Practic, el are rată variabilă de amortizare. La o groapă mai mică să zic, flexează din ăștia mici de aici și dă un confort, în caz că se încarcă, ăștia de aici se tasează și rămâne pe spirele groase din mijloc. tot stilul asta de am pus și noi. Nu se vede că au o îmbrăcătură ca să nu scârțe și să nu le atace apa, o îmbrăcătură de cauciuc sau, mă rog, din ce o asta, cred că e din silicon, de fapt. Și nu se văd că sunt spirele mai subțiri la capete, dar Așa au fost. Am luat noi, luase niște arcuri mai ieftine, dar alea erau practic decât cum sunt spirele din mijloc și erau și mai mici. Erau pe specificația de mașină fără gaz. Ăștia poate le dăm la vreun prieten care vrea să-și mai înalți un pic mașina. La alte mașini mai e o variantă, să-i mai pui niște lipide niște ăștia sub arcuri. Ăștia sunt lipiile de Opel. Merg și la Sielu, merg și la Cadillacul meu. Practic, poți, dacă vrei să mai ridici mașina puțin, poți să-i tai nasul asta și să-i mai pui încă o, o lipie din asta sub lipia mașinii. Nu e bine pentru că se va tasa în timp, stă arcul căit într-o parte, Na, nu e chiar recomandat, dar nu. se mai găsesc înălțătoare de arcuri, ceva care intră în gaura asta aici, mai ridic arcul să zic cu atâta, și ala are forma perfectă de intră. vezi că oala asta are o formă ciudată, practic capul arcului trebuie să vină aici. Aia, accesoriul ăla intră aici și se ridică cu puțin. Dar, nu da, noi am zis că ne descurcăm și cu arcurile astea. După ce am terminat lucrarea și am strâns toate șuruburile, sperăm noi, dar oricum, la cât de multe șuruburi sunt în zona asta pe aici, eu zic că dacă am lăsat unul singur nestrâns, e ok. Din câte sunt aici. Unul singur e ok. Așa. După ce am terminat noi de făcut toate astea, am mai strâns un pic și șuruburile pe la cârlig. Asta este un cârlic dedicat nou nouț montat de noi. Este luat de la piese auto, cu tot cu instalație, tot ce trebuie. Da, și am mai strâns un pic șuruburile noi când le-am montat, le-am pus și grover, le-am dat cu vaselină, dar uite că în timp se mai lungesc, se mai, Na, că nu sunt cele mai bune șuruburi din lume, le-am mai strâns un pic, am găsit altă dată cârligul slab, capul de la cârlig slab, și cum ne-am mai uitat noi pe aici, am mai văzut că mai zorne câte ceva, am băgat o bucată de curea sub asta de aici ca să nu mai zorne. Da? Nu știu dacă se vede pe aici, am băgat o bucată de curea. Da? Să facem așa, să nu fugă bucata de curea după aia. Așa, și am luat-o și ne-am mai uitat, că e bine să te uiți în general, am schimbat și uleiul la mașina asta acum. Cum ne-am dus noi să ne uităm, am găsit aici bucată mare de vaselină. Deci, burduful de la planetară din partea asta este dus. Ca să schimbăm burduful ăla, va trebui să dăm uleiul jos din cutie, da? trebuie să fie o gaură de golire pe undeva pe aici, nu știu unde e, da? găsim noi. E bușon de golire pe undeva, dăm uleiul jos din cutie, scoatem planetara de aici, pe urmă schimbăm burduful din partea asta, o să schimbăm și semeringul, că dacă tot umblăm la el e păcat că o să fie 15 lei sau ceva genul ăsta, schimbăm și ca să nu curgă după aia din cutie și punem la loc ocazie cu care lăsăm scutul aici și nu-l mai, nu -l mai punem la loc, că n-are rost dacă venim mâine să lucrăm la ea din nou, n ar rost să mai punem scutul. Mai fă o problemă iar cu filtru. Am luat un filtru, când să-l când să punem un filtru mic, vai de capul lui, mă uite pe el scria și Toyota. De unde n-ai lui fi luat? Că eu l-am luat. De unde n-ai lui fi luat? Ce-o fi, fi copiat greșit codul? Nu știu ce am făcut. Fusese și schimba schimbai, luai filtrul care trebuie și îl pusă rămâi aici. Nimeni și filtrul făcut în, în America. O practică sănătoasă ar fi să scrieți pe filtru cu markerul kilometri și data. Pentru că, na, mai uitați, poate scrieți într-un caiet, poate nu scrieți, poate uitați să vă uitați în caiet, așa pe filtru se vede clar, bă, când l-am schimbat, atunci, gata. E perfect. Vezi, aici este bușonul de nivel, pe aici o să punem până curge pe noi. Și trebuie să fie undeva și un bușon de golire, că știu că cutiile ăștia au. Este cutia MTX75 de la Ford. E mai ok un pic decât IB5 Plus-ul. Pivoții, cu ocazia asta o să verificăm și pivoții, că va trebui să dăm jos pivotul și cu capul de bară ca să putem scoate planetarea de acolo. Sunt niște planetare foarte ciudate la Ford, sunt cu șurub pe mijloc, nu cu piuliță pe exterior. Poate filmăm și intervenția aia de mâine, că nu cred că strângem destul video acum. Da. Din păcate, nu s-a terminat gazul din butelie. Azi că nu mai e nici butelia acolo. Trebuie să luăm butelia să o încărcăm. Și după o să ne apucăm să facem niște modificări la sistemul electric în halo. O să tragem niște prize. Să avem priză în, în, mijloc aici. La elevator. În partea asta la banc. Să avem și aici o priză în partea de sus. Să punem și un reflector. Să ne bată la menghin aici. Și pentru filmări, dar și pentru lucrări. Până la urmă că e mai bine când ai lumină. Să ștergem și lentilele de la luminile ăștia, că nu se vede pe cameră, dar sunt destul de murdare. Vă dați seama de, de acum 10 ani de când au fost montate prima oară, nu le-a șters nimeni. E... e, mai bine așa să le curățăm. Și o să legăm reflectorul în lumina, în firele de la lumina asta. Ca oricum are 50 de vaz reflectorul și prizele o să le tragem de la prizele existente, că oricum dacă e să tai cu flexuri, nu tai cu trei flexuri odată. Deci nu contează, am luat fir de doi jumate, să tragem prizele. Da. Păi o să ne ducem să ne pagam butelia și să ne apucăm de restul de lucrări și vedem, poate mai reușim să filmăm ceva, dacă nu, de mâine. prin magia YouTube-ului am mai trecut o zi, am reușit să schimbăm capul la planetară. Maestre, o bijuterie! Din păcate nu s-a găsit burduf. Deci noi am avut burduful tăiat aici. Din păcate nu am găsit. Doar burduf, nu știu de ce, n-a fost. Și atunci am luat cap de planetară cu burduf, cu coliere, cu, cu siguranțe, cu tot ce a trebuit, cu vaselina, A fost în jur de 120 de lei, cred. n am fost foarte scump. Sunt niște capete albastre, GSP, se numesc eu le știu de la Sielu, Și sunt foarte bune. Sunt făcute în China. Eu am pus capete, burdufe, tot ce fac ei pe aici de ani, de zile, sute de mii de kilometri merg foarte bine, nu e nicio problemă. Din păcate am mai găsit un șurub desfacut <laughs> la planetară, la fordurile astea, uite că pusărăm și roata la loc, la fordurile astea, v-am un șurub mic de 13, în loc să fie cu cap de 13, în loc să fie piuliță mare la planetară și probabil ori am uitat să o strângem, ori am să nu strângem foarte tare să nu se rupă și l-am găsit și pe la puțin desfăcut, dar nu bătea roata, nu e problemă. Oricum nu face la mare lucru că nu sfugge fuge planetara din mașină. Am dat jos prima oară uleiul din cutie, am desfăcut bușonul de sus ca să vedem că se desface. Pe m am desfăcut bușonul de golire pe care l-am găsit pe aici după mai multe căutări că uitasem unde e. <laughs> Dar am, am golit uleiul din cutie. Am scos planetara, am schimbat ăștia și am pus la loc uleiul. Acum o să punem și scutul, că avem scut de metal, din a dedicat, are el niște prinderi de să bagă pe aici, foarte frumos. Dacă știți că mai faceți off-road cu mașina, e bună ideea să vă puneți un scut de metal, nu sunt foarte scumpe, cred că pe la 300 de lei acum. Mașina ne-a vândut scut de fabrică, a avut o tablă aici la compresor, practic vedeți că aici unde vine baia, compresorul e mai jos decât baia. Și avea o tablă prinsă în șuruburile ăștia, noi când am luat scutul prima oară, am pus scutul, scutul o avea în tablă. Și ne-am gândit, după aia am dat tabla jos, am pus scutul, ne mai fi nevoie de tablă la scut la compresor acum, e ok. Cam asta cu mecanica, mecanica la mașini ușoară, cu curentul prin prize e mai greu. Până am reușit să punem două prize și o lumină, am mai stricat un neon, care era ăsta vechi, au sărit mufele de prin găuri pe aici, nu se mai aprinde, am încercat să punem un, un reflector LED luat din târg, care a ținut o oră și s-a încins și a pognit. Da. Suspensia de pe spate arată frumos și merge foarte bine, am apucat de -a, am făcut și probe de drum cu ea. E totul foarte ok. Acum strângem sculele, că s-a făcut târziu, și vedem mâine ce alte lucrări mai facem. La revedere!